Vezi? Auzi? Tu mai ții minte? Mă întreb dacă văd sau dacă aud. Da, pentru că nu pot să le fac pe toate vezi, în același timp. Vezi bursucă, e un cablu afară. Când și aud. Și pe urmă te întrebam pe tine. Îți aduci aminte unde ți-ai sărbătorit tu majoratul? Da. Unde? La mine acasă, a venit miliția. Cu miliția? A venit miliția ulterior. A, ai făcut... Că era ce ai din ăla de dansam așa. Și cu gălăgie ați dat muzica tare? Nu. S-a... A venit miliția că era la mine acasă. Era la... Nu. La 18 ani? Da. Nu! N-aveți la voie nu, cu... nu, 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 nu. Nici un pic de... Nu! Și cu... Semnișul de alea... Cu pâinică, cu era cașcaval? Cu pâinică cu cașcaval, pâinică cu salată de vinete, pâinică cu icre. Erau gogoșile alea tip ecler pe care le umplea mama cu diferite ciocolată, aspecte. Vanilie, nu chiar. Sau icre și adică orice. O umplut ai avut? Da. Asta, tăiat pe jumate, frumos. Cu... Și câți cum erați? Cu totul și cu totul, cred că am fost 15. Cel puțin așa mi-aduc aminte. O mare parte, nu ne pupam, mă, nu ne pupam, nu mă mai întreba era... așa. N-aveam iubit eu. La 18 ani! Aveam, dar el nu știa. Că, știi cum e, jumătate din problemă era rezolvată, eu îl iubeam pe el, el n-a aflat niciodată. Care a fost piesa preferată la majorat? Deci plăcea să o dai pe repeat, că aveam bandă de aia. Eu nu știu, dar sigur știe Narcisa Stănescu, care a fost piesa ei preferată la majorat. Dragă Marie, bine ai venit, iubita mea. Dacă ești mai frumoasă acum decât data trecută când ai venit. Nu știu, nu cred. Ei, eu îți spun că da. Mulțumesc mult, nu știu să cred. Și vreau să știu ce ai făcut de te-ai făcut până și mai frumoasă decât data trecută. Ce ai mâncat? Eu n-am am mâncat ceea ce se mănâncă. Ce? Nimic special. Ce? Mâncare. Deci cum poți să mănânci mâncare și să arăți așa? Păi, ce-ți place ție cel mai mult? Am nevoie de această informație. Felul tău de mâncare preferat? Stai să mă gândesc. Ăsta de nu l-ai refuzat niciodată. Niciodată. La nicio oră. Niciodată. Sarmale? Yes! Deci de la sarmale. Și se trage. Hai să ne așezăm. Mamă, eu dacă mănânc sarmale, mi se trage... Mi se trag câteva kilograme în plus. Te rog să-mi spui când ai împlinit 18 ani. Eu am împlinit 18 ani pe 11 august anul ăsta. Încă o are mamă. Și te-ai simțit și tu într-un fel. Ți s-a părut că te-ai eliberat. Ți s-a părut că ai rupt lanțurile. De eliberat nu, dar m-am simțit special. Adică am fost, pot să spun, în centrul atenției. Și mi s-a părut că a fost ziua mea. Și chiar a fost ziua, ha? Mai ales că ai petrecut-o într-un club. Cum e la club? Nu am petrecut ziua mea într-un club. Nu, ziua aia a petrecut-o acasă cu toți prietenii, 50 de invitați. Mă rog, le încurc eu în capul meu, n-are importanță. Ai fost la club, ai fost sau nu ai fost? Da, am fost. Când am fost la mare, am fost și la club. Aici vreau noi să ajungem, de fapt. Asta ne interesa pe noi. Cum e la club pentru tine? Ai fost prima oară? Asta da, e de... am fost prima oară la club, fiind la mare. Am fost un grup mai mare, a fost în familie și am zis să mergem și la club. Și am fost pentru prima oară pentru mine și a fost chiar foarte frumos. Muzica nu era cam tare? Era foarte tare, dar mie așa îmi place. Am fredonat fiecare muzică, am dansat, m-am simțit prima dată să stăm și nu știam ce să fac. Și apoi, la un moment dat, m-am dezlănțuit. Parcă am prins ritmul și am început să dansez, apoi oamenii treceau pe lângă mine. Am început să mă și recunoască, să mă arate cu degetul și am, nu știam, mă simțeam foarte entuziasmată. Mai ales că oamenii nu se pot apropia de tine oricum. Tu ești o fată foarte reținută și mai ales foarte respectuoasă și care, la rândul ei, cere respectul celor din jur. După câte știu eu, oamenii nu pot să vină direct, mai ales băieții, direct să te abordeze. Da, adică pot, unii pot să vină. Eu sunt foarte sociabilă, adică depinde de ei. Eu nu am nicio problemă, bine că... Mai întreabă ei, pot să fac o poză așa mai rușinos și mai uită către soțul, dar el nu are nicio problemă, chiar mă lasă să fac poză da, cu oricine. Dar soțul are vreo problemă, adică tu n-ai o problemă, dar soțul așa când vine un băiat și zice, vreau să fac și eu o poză, că el nu e, alo? Păi și eu unde sunt în ecuația? Nu face chestia asta, chiar e foarte, n-am un soț gelos. Nu e gelos? Nu, și îl iubesc în om de mult și respect în om de mult și... Ne dăm libertatea fiecăruia. Nici eu nu sunt geloasă și nu-mi place să țin bărbatul de lângă mine legat. Să fie fericit și iubit.
Revenind la o poveste pe care poate câțiva dintre telespectatorii care ne urmăresc nu și-o mai aduc aminte. Tu ai fost promisă băiatului cu care trăiești o frumoasă poveste de iubire și cu care de altfel te-ai și măritat de când aveai 3 ani. 6 ani, da. 6 ani, pardon, iartă-mă, te rog. Deci de atunci se împlinesc, uite, cât se împlinesc? 12. Ieți, la un calcul așa, sumar. 12. Și 2 ani de căsătorie facem pe 8 octombrie. Mult înainte. De-a lungul anilor ăstora, sentimentele tale s-au schimbat, că na, la început nu știai tu ce înseamnă iubire. Exact. A existat un moment în viața voastră în care tu ai simțit că te-ai îndrăgostit cu adevărat, chiar dacă nu știai ce înseamnă dragoste fizică? Exact, la început nu știam ceea ce înseamnă dragoste sau cum se simte chestia asta. Dar atunci când am mai crescut pe la 14-13 ani, pot să spun că da, m-am îndrăgostit de el. La 13-14 ani? Da, atunci am putut să spun că am simțit... Ce trebuie să facă bărbatul de lângă tine pentru ca tu să-l iubești? Să aibă încredere în tine, asta am înțeles. Să te respecte. Da. Altceva cum? Cum trebuie să fie? Nu știu, eu nu am pretenții, nu sunt deloc pretențioasă la acest lucru, doar să simt lângă mine și să mă iubească, atât. Dar și eu ofer același lucru, evident. Dacă ar fi să se scrie o poveste despre viața ta, uite, să zicem că eu sunt autorul și tu trebuie să-mi povestești mie viața ta. Și eu iau creionul și hârtia ca să țin minte exact ce și-ar dori Narcisa să se știe despre ea. Ce ar scrie în cartea despre tine, Narcisa? Vai, o carte despre mine. Nu știu, să se știe că sunt o fată simplă, o fată care prețuiește și se mulțumește și cu puțin, dar știe să se bucure și de acel mult. O fată care i-a plăcut foarte mult școala, adică a studiat foarte mult, adică mi-a plăcut. Și toate astea au fost nu împinse de la spate de cineva, doar pentru că așa am vrut eu și așa am simțit. Autorul merge mai departe în căutările lui și o întreabă pe Narcisa. Ce scriem despre viitor? Pentru că nu, cartea trebuie să aibă și o urmare. Viitor. În viitor, eu mă văd, nu știu cum să spun, mi-aș dorim copii și multă sănătate să fie, pentru că asta e în primul rând, să fim noi fericiți și împliniri. Curiozitatea bursucului vine acum, câți copii? Cât se vrea Dumnezeu. Păi nu, așa tu, oricare dintre noi, când suntem noi așa cu gândurile noastre, ne punem un target. Eu mi-aș dori 2 copii, să fie un băiat și o fată. Că se împlinește sau nu mai contează, dar tu așa te-ai gândit toată, băi, aș vrea să am 2 fete și un băiat, sau 3 fete, sau 2 băieți, sau... Așa, dacă mă gândesc mult... Nu mult, puțin, nu. 2 băieți? 2 băieți și 2 fete. Deci 4 copilași! Da, autorul e foarte nemulțumit, pentru că autorul o întreabă pe o cântăreață, că tu ești cântăreața adevărată, cu o voce absolut inimaginabilă, pe care am auzit-o și cu care ne-a uimit de fiecare dată. Nu vrei să faci nimic cu cariera ta? Momentan, eu mai cânt acasă și îmi fac propriile mele exerciții, să le zic așa. Nu m-am axat foarte mult pe chestia asta pentru că am decis să văd ce mai, ce și cum și dacă e, o să mă axez pe chestia asta. Momentan nu. Păi da, dar și tatăl și soțul tău au fost de acord cu treaba asta, cu cântatul. Te-au susținut, exact. Te-au împins la un concurs de specialitate, ai avut un rezultat bun, ai venit aici și ai cântat și ne-ai lăsat mască pe toți. Și tu te retragi așa, am venit, am cântat puțin și cânt acasă? Momentan, da. Ai vreo durere pe undeva, în ceea ce privește muzica? Da, dar nu pot să spun că e o durere care nu se va rezolva. E o durere care se rezolvă, adică muzica e un hobby pe care eu îl fac acasă, nu ceva ce sunt ambițioasă să-l fac acum, că așa vreau eu. Tu stai seama câte fete care nu au darul pe care tu l-ai, și-ar dori să poată face ceea ce tu poți face. Și ele își doresc din suflet să ajungă pe scene. De asemenea, ca și când Dumnezeu ți-ar da un dar și tu ai zice, da, Doamne, bun, dar, de acord, dar oi vedea ce-i face. Noi tot încercăm să te împingem de la spate, știi? Să te mai auzim când te... Ce ai primit de ziua ta și ți-a plăcut ție? Wow! De ziua mea am primit o grămadă de cadouri și de la o grămadă de prieteni și foști colegi români de altfel și țigani, pe care le mulțumesc din suflet pentru chestia asta. Și special pentru mine a fost cadoul de la soțul meu, acești cercei.
foarte frumos. Mulțumesc mult. Mi-a dăruit și flori și, evident, multă iubire pe care am simțit-o. Soacra mi-a dăruit aceste inele și, acest colier pe care l-am primit, nu de ziua mea, dar l-am primit tot de la ea. Deci, doamna soacră, cu colierul m-ați pus în cap. Am o soacră extraordinară, generoasă și o iubesc din tot sufletul și o respect enorm de mult. Și dacă am o boală în viața asta, doamnă soacră, să știți că exact acolo mi-ați dat, la buba aia. De când a venit fata, eu sunt cu ochii la ea în colier, de nu mai știu exact cum să fac să-mi desprind ochii de acolo, să nu-i dau de gândit. Există ceva ce ți-ai dori și nu poți să ai? De pildă, fiecare, na, își dorește unul o mașină, unul o casă, unul să trăiască în străinătate, unul... Pe tine te-am văzut de fiecare dată mulțumită cu ce ai avut. Dar nu există niciun moment în care să gândești, Doamne, aș vrea să călătoresc la Paris. Doamne, aș vrea să locuiesc o lună la Miami. Nu, de călătorit nu. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar am de toate și nu-mi doresc nimic. Familia mea mi-a dorit de toate și le mulțumesc din suflet pentru asta. Și soțul meu îmi dorește în continuare de toate și el are de toate. Iar la călătorii, în momentan, nu ne-am gândit. Nu avem... E de obicei, adică... acolo unde stăm noi, nu prea călătorim, să spunem așa. Adică stăm la locul nostru. Ce facem toată ziua? Stăm la locul nostru și... Și ieșim când vrem și putem. Dar ce facem toată ziua? Deci ne trezim de dimineață. Da. Și... Facem curat în casă, mergem pe la soacra... O ajutăm când trebuie să, adică de făcut mâncare, ne respectăm soțul ajutându-l, făcându-i ceea ce trebuie, ceea ce are el nevoie. Și zilele când vrem noi, weekend sau poate și în timpul săptămânii, ieșim fetele, ieșim la un suc, undeva, oriunde. Cu ce îți impresionezi tu prietenele? Fiecare fată, na, mai vrea să iasă un pic, știi, în evidență cu o jumătate de umăr. Tu cu ce îți impresionezi prietenele? Nu știu... Adică eu sunt așa cum sunt și, bine, fiecare e frumos în felul lui. Și ele mă impresionează pe mine, uneori eu pe ele, prin felul nostru de a fi. Și aveți voie să ieșiți voi, fetele, pur și simplu singure undeva? Da, adică dacă suntem mai multe, da, ieșim. Unde? De exemplu, în județul nostru, nu prea, pentru că nu avem foarte multe în localitatea din care suntem noi, dar ieșim într-un alt județ. Tu când m-ai dus, mă, ultima oară într-un alt județ? Nu te-am dat, e scurie. Deci, voi plecați de la voi de acolo, când vă strângeți voi, fiindcă suiți în mașină, din localitate și plecați în alt județ? Nu, județul respectiv am vrut să spun, dar... Într-o altă localitate? Da, exact. Asta, nu că mă gândeam, ceva, bă, mă duc până la Sibiu să beau o cafea. Nu, deci... exact, nu chiar atât de departe. Da. Mie mi-ar fi frică totuși să-mi las fata, chiar și cu alte fete, să plece din localitate, toate ca toate. Nu, dar e localitatea mică, măi. Da, exact, suntem în Lieș și mergem, dacă vrem, în Galați, unde este un oraș unde sunt mai multe posibilități de a vedea. Bun. S-a întâmplat vreodată să se ia cineva de voi, așa, un băiat, că v-au văzut fete. Exact. La noi se mai poartă. Vezi un grup de fete singure, te duci și tu și te bagi în seamă. Da, româna, da. Cu tare. S-a întâmplat? Nu, doar adică sunt frumoase și atât. Și voi, ca și cum nu l-ați auzit, adică... Bun, hai să spun o întrebare care o să sune foarte ciudat pentru toți cei care ne urmăresc, sune ciudat și de la mine pentru mine. De când ești majoră, ai mers vreodată pe stradă singură? Dar merg și acum pe stradă singură, adică de ce să nu? Adică cum adică să merg în sosire de cineva? Da, în capul meu, fii atentă, eu mi-imaginez greșit, de asta îți pun întrebări ca să mă lămuresc. Am senzația că tot timpul trebuie să fie cineva cu tine și dacă ești cu fetele trebuie să fiți mai multe, dacă nu trebuie să fie soțul. Da, adică așa cu fetele, da, să fii mai multe, dacă nu soțul, dar pe drum poți să mergi singur, Doamne ferește, cum să fii în sosire de cineva? Gata, m-am liniștit, am crezut că n-ai voie să umbli singură pe stradă. Ba da, dar nu... Ai doi bodyguards mai în spate un pic, dar pe ea nu-i pui. Asta zic. Nu, glumesc. Ai spus că ai avut o zi frumoasă, 50 de invitați? Cam așa. Dacă ar fi în momentul ăsta să alegi cel mai frumos moment pe care l-ai petrecut de ziua ta, cel ar fi? Ți-a plăcut cel mai tare, momentul ăla pe care l-ai repetat oricând? A fost o grămadă de momente frumoase, dacă stau să mă gândesc. Cred că felul că au fost toți foștii mei colegi alături de mine chiar m-a făcut enorm de bucuroasă. Zim de tort. Cum a fost tortul? Pe ăla l-am repetat. Dacă, a fost uite, foarte, foarte, foarte bun. A fost frumos și mare?
Nu, a fost așa. Și așa? Da. Dar a fost foarte bun chiar și a ajuns toată lumea așa și mi-a rămas. Meniul s-a făcut în funcție de dorințele tale? Da. Deci totul a corespuns? Da, și majoratul a fost făcut acasă, în curtea mea. Ah! Deci n-ați fost la un restaurant mare? Nu, pentru că noi de obicei petrecerile nu le facem, cum am făcut și cu nunta, nu le facem la localuri sau într-un anumit loc. Le facem acasă pentru că avem tot ce ne dorim, avem cuți mari. Da, și e și meniu scump la locații în ultimul timp, n-ai văzut. Adevărul, cred că asta e problema. Deci, a cântat cineva la majoratul tău, adică vreun artist mare? Nu. Nu, muzică... Dar tu ai cântat la majoratul tău? Nu, n-am cântat. N-a cântat nimeni? Nu, am cântat banda, nu? Adică ați pus CD-ul da, și... Da. Data viitoare vin și eu. Deci dacă nu mă inviți la următoarea, la 20 de ani, trebuie neapărat să vin. Neapărat. Cu mare drag. Deci m-am auto-invitat pentru că vreau să văd cum arată o petrecere cu minte, făcută în curte, cu mami și cu tate și cu mama sacră și poate mă lipesc, cine știe, de vreun cadou. Îți mulțumim din tot sufletul. Mulțumim, este în continuare o splendoare, o frumusețe. Și acum o să le răspund celor care o să întrebe cu siguranță de ce nu putem să o ascultăm pe Narcisa astăzi. Narcisa astăzi este un strop răgușită. Și ar fi o problemă, ea nu cântă decât live pentru că își respectă auditoriul, se respectă pe ea și respectă pe cei care o ascultă. Și atunci preferă să nu umble cu ceara vopsită și cu fofărlica și data viitoare când vine ne și cântă. Îți mulțumim mare, încă o dată. Mulțumesc mult și eu.